Țin minte când eram în liceu, urma să dau atestatul la engleză și pur și simplu ideea că urma să scriu între 10 și 15 pagini mă scotea din minți. Acum evident că mi se pare ridicol, dar atunci mă gândeam că vine ziua aia când trebuie să mă apuc de scris și instant mi se punea un nod în gât, îmi tot repetam că nu am ce să zic eu în 10 sau 15 pagini, n-aveam niciun fel de motivație să scriu, nu știam de unde să apuc eseul și așa mai departe. Mai târziu, la licență, am simțit exact aceeași chestie, nod în gât, eu nu pot, eu nu știu cum îmi aleg tema, de parcă tot restul vieții mele ar fi depins efectiv de lucrarea aia de licență. De unde să încep cercetarea? Absolut tot procesul ăsta mi se părea super copleșitor, mai ales pentru că nu ne-a luat nimeni de mână să ne explice de la A la Z cum se scrie o lucrare de licență. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Ruxandra sau 4 fără un sfert și urmez un master de cercetare în Utrecht, în Olanda. Sunt în ultimul semestru din primul an de master aici și, practic, în fiecare sesiune avem de scris echivalentul unei lucrări de licență, doar că avem la dispoziție vreo 2 săptămâni și avem 4 sesiuni în loc de 2. Așa că m-am gândit să vă spun ce am învățat eu de când mi-am predat licența, pe care, evident, până la urmă am scris-o, am prezentat-o și a fost foarte bine, la modul că am luat nota 10 pe ea. O să povestim despre cercetare, despre organizare și despre ce trucuri folosesc eu ca să mai potolesc anxietatea când știu că am descris ceva lung. De ce vreau să vorbim despre asta? Pentru că de când am început masterul aici am impresia că numai la scris și la cercetare mă gândesc, plus că acum urmez un curs dedicat scrierii academice, lucru pe care până acum l-am învățat din mers și aproximativ cumva, și pentru că știu cum e să te simți absolut pierdut când trebuie să începi un eseu mai lung sau, Doamne iartă-mă, o licență. Cred că e foarte important să înțelegi din start că licența, ca orice lucrare academică, de fapt, e un text în care trebuie să-l convingi pe cititorul tău de mai multe chestii. În primul rând că merită să-și pierdă timpul cu lucrarea ta, având în vedere cât se scrie în general și ce attention span avem, că faci ceva ce nu s-a mai făcut sau, dacă s-a mai făcut, că tu abordezi problema dintr-un unghi diferit. Că unghiul ăsta din care abordezi tu problema e important pentru comunitatea academică din niște motive clar argumentate și că știi foarte bine despre ce vorbești și că ești practic siguranța de sine în persoană, chiar dacă în sinea ta te simți ca o impostoare, pentru că despre asta e cercetarea academică. Ideea e că sunt anumite trucuri tehnice pe care, sincer, cred că oricine poate să le stăpânească și fix despre asta o să vorbim noi azi. În primul rând, cred că atunci când scrii o licență sau când scrii orice eseu, cel mai mult durează etapa aia de dinainte, când trebuie să te gândești efectiv ce scrii. Și pentru asta trebuie mai întâi să-ți alegi o temă, dacă nu cumva profesorul coordonator face asta pentru tine, ceea ce cred că e mai degrabă întâlnit în cazul disciplinelor reale. Deci, sfatul meu ca să-ți dai seama despre ce vrei să scrii mai exact ar fi să cauți studii din zona ta specifică de interes, dar și legate de dezbaterea mai largă în care s-ar încadra cercetarea ta. Studii care poate au legătură doar cumva tangențial cu ce vrei tu să faci, s-ar putea oricum să te inspire și, dacă nu, măcar să te aducă un pic mai aproape de subiectul ăla perfect. De exemplu, dacă vreau să scriu despre traduceri ale literaturii române în alte limbi, evident că o să citesc ce s-a scris deja despre asta, dar poate o să citesc și despre traduceri din italian în alte limbi, nu știu, ca să văd mai multe unghiuri din care se poate aborda problema, ce metode folosesc alți cercetători, de la ce ipoteze pot să pornesc și așa mai departe. Sau, pentru că eu acum abia la master am început să învăț mai multe despre metode cantitative de cercetare, poate o să mă uit la cum se aplică metodele astea într-un domeniu care n-are nicio legătură cu ce vreau eu să studiez, doar ca să văd cum se face. Poate că toate astea sună evident, dar mi-am dat seama că nu toată lumea caută ce s-a scris deja înainte să înceapă un proiect de cercetare, lucru care până la urmă nu face bine nimănui. Pe de altă parte, evident, timpul e limitat când scrii o licență, deci îți recomand să citești pe diagonală, de exemplu cu ajutorul lui ChatGPT, lucru despre care o să vorbim un pic mai încolo în clip, și să nu pierzi nici exagerat de mult timp cu lucrările altora, pentru că știu cum e să intri într-un tunel cu informații faine despre domenii cu care tu n-ai nicio treabă de fapt, dar e foarte important să cunoști oricum contextul în care se încadrează lucrarea ta. Deci, unde să cauți inspirație? Pe Google Academic, unde poți să cauți inclusiv articole în română, și eu aici încep întotdeauna cercetarea, dar o mai poți începe pe ResearchGate, pe JSTOR, pe WorldCat sau în catalogul bibliotecii universității unde studiezi. Pentru lucrări de doctorat în engleză există
există pagina asta, Bibliotecii Naționale din Marea Britanie, deși la astea ți-aș recomanda să te uiți mai ales pentru inspirație și să nu citezi doar lucrări de doctorat sau poate să te uiți la bibliografia pe care au folosit-o alții în lucrările lor și să te inspiri de acolo, pentru că un doctorat e tot produsul unui cercetător la început de drum. Și un pont bonus care mie mi-a salvat viața e că universitățile din Olanda fac publice toate lucrările de licență și de master și de doctorat, deci sunt mii de lucrări în arhivele astea la care te poți uita ca să vezi ce au făcut alții. Mai există site-ul ăsta cu acces gratis la lucrări de licență sau de master ale studenților din toată lumea, deci o să las în descriere un link cu toate resursele astea. Dacă vorbim despre ce poate fi o sursă de încredere, important e ca articolul pe care vrei să-l citezi să fi fost publicat într-o revistă academică pe bune, unde se publică articole peer-reviewed, adică unde nu toată lumea poate să trimită un articol. Și dacă e un articol pe care îl poți găsi în bazele de date pe care le-am menționat, cel mai probabil e ok. Apropo de încredere, vreau să le mulțumim prietenilor de la Surfshark pentru că sponsorizează partea asta din clip și cu ocazia asta să vă recomand VPN-ul lor, mai ales pentru când sunteți conectați la Wi-Fi-uri publice, de exemplu la bibliotecă împreună cu alte sute sau mii de studenți sau la cafenea când îți scrii licența, pentru că un VPN sau o rețea virtuală privată funcționează ca un scut pentru datele tale. Ideea fiind că atunci când te loghezi pe diverse site-uri de pe un Wi-Fi public, nu-i foarte greu pentru cineva priceput tehnic să facă rost de datele alea. Deci ce face un VPN e să-ți schimbe temporar adresa IP și să-ți stabilească o conexiune criptată ca un fel de tunel între tine și serverul de internet. În afară de asta, v-am mai povestit eu că pe un singur abonament Surfshark poți să-ți adaugi oricâte dispozitive, deci poți să-ți protejezi inclusiv telefonul sau tableta când scrii undeva în public și pentru un upgrade poți să folosești serviciile Surfshark de antivirus, căutare fără reclame și alertă pentru atacuri cibernetice. Dacă e ceva ce te interesează, să știi că cei de la Surfshark oferă o reducere de 83% din tot abonamentul plus 3 luni gratuite dacă folosești codul Ruxandra și intri pe linkul din descriere. Mulțumim Surfshark că existi și că ai grijă de mine când merg să scriu prin cafenele, iar voi nu uitați de linkul din descriere. Ok, să zicem că ți-ai ales o temă pe care ți-ar plăcea să o cercetezi în următoarele luni și știi unde să cauți surse. Dar tot înainte să începi să scrii, o să-ți faci viața infinit mai ușoară dacă știi cum să-ți organizezi lucrarea și toate sursele secundare. Sfatul ăsta e valabil pentru orice eseu. Ai nevoie de un program care să-ți organizeze aproape automat toate sursele pe care le folosești. Sincer, și eu am început să fac asta destul de recent, pentru că înainte îmi scriam pur și simplu de mână toate sursele într-un Word, dar mi-am dat seama cât timp îmi scutește un program ca Zotero, care e complet gratis și are inclusiv un plugin pentru browser, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când găsesc un articol care s-ar putea să fie relevant pentru cercetare, îl salvez într-un fișier special, tot așa pot să-mi salvez anumite citate și practic nu mai storc creierii când nu mai amintesc de unde era nu știu ce informație pe care am citit-o cândva întâmplător. O altă chestie foarte faină pentru cei care învață cu culori și subliniind e pluginul ăsta pentru Chrome, care te lasă să subliniezi orice pe niște pagini obișnuite, poți adaugi inclusiv notițe și tot ce ai subliniat vreodată o să rămână salvat aici. Al treilea rând, dacă mă urmăriți de mai mult timp, sigur știți că eu obișnuiam să folosesc Notion în perioada cursurilor online. Cu religiozitate foloseam aplicația asta. Am făcut și un clip despre asta, nesponsorizat sau ceva, în care explic cum te poți organiza mai bine cu Notion. Am creat inclusiv un șablon gratis de downloadat pe care mă super bucur că lumea încă îl folosește. Pe scurt, Notion e un program extrem de bun pentru organizare în general. Se simte ca un fel de Tumblr în timp ce ții notițe, ceea ce pe mine m-a cucerit. Nu-l mai folosesc în momentul de față, dar mi-am propus să revin la el de la anul, când o să scriu și eu disertația și cel mai probabil, dacă totul merge bine, o să încep să și predau. Pentru că altfel e mult prea ușor să te pierzi în deadline-uri și să n-ai în vedere ce mai ai de făcut și când trebuie să fie gata mai exact. Ok, hai să vorbim despre ce ar trebui să conțină de fapt o licență. Într-o anumită măsură, structura poate să difere în funcție de facultate, dar există anumite elemente esențiale pentru orice lucrare științifică, inclusiv eseuri mai scurte,
licență, dizertație, propunere de cercetare și așa mai departe. În primul rând, o introducere scurtă care conține întrebările exacte la care vrei să răspunzi și un rezumat foarte scurt al fiecărui capitol. 2. Dezbaterea mai largă în care te încadrezi, unde o să ne convingi că știi despre ce vorbești, dar și că abordarea ta e diferită de tot ce s-a mai făcut până acum. 3. Cadru teoretic și metodele de cercetare pe care le folosești ca să răspunzi la întrebările de la 1. După asta, evident, urmează grosul, care depinde în funcție de ce vrei tu să scrii, dar astea ar fi cele mai importante elemente, inclusiv pentru eseuri mai scurte și o să le luăm pe rând. În introducere ziceam că trebuie să incluzi întrebarea sau întrebările la care vrei să răspundă lucrarea ta și e foarte important aici să le spui cât se poate de clar și întrebările să fie cât mai puțin vagi. Adică nu uita că trebuie chiar să răspunzi la ele în 30 sau 50 de pagini, care nu o să vezi că nu-i chiar așa de mult. De exemplu, în loc să ai întrebări foarte vagi, gen cum arată sistemul de educație din România față de cel din, nu știu, Estonia, poți să întrebi mai degrabă ce rol are lectura în cea mai recentă strategie națională pentru dezvoltare în educație în cele două țări. Zic și eu, e o cercetare pe care chiar mi-ar plăcea să o fac dacă aș avea pregătirea necesară. Ideea e că deja e mult mai specific și e mult mai ușor să te apropii pe bune de un răspuns. Sau, în loc să întrebi care e diferența dintre romanul X și romanul Y, iei niște caracteristici care le leagă pe amândouă și le compari având chestia asta la bază. De exemplu, eu în lucrarea mea de licență m-am uitat la reprezentarea persoanelor cu dizabilități în 3 romane Southern Gothic publicate la începutul secolului 20 în sudul Statelor Unite. N-am ales perioada asta random, ci am pornit de la faptul că dizabilitățile chiar erau reprezentate foarte des în genul ăsta de ficțiune din perioada respectivă și acum poate că n-aș mai face genul ăsta de lucrare, dar asta e altă poveste. Ideea e că e mult mai ușor de gestionat un subiect foarte mic, chiar dacă poate ești tentată să te apropii de un domeniu uriaș și să încerci să răspunzi la toate întrebările lumii din prima. Un sfat aici ar fi să-ți împarți întrebarea în 2 sau 3 întrebări mai mici, ca să-ți fie și ție mai ușor să te apropii de subiect și cititorului să-i fie mai clar cum o să faci, de fapt, analiza pe care ți-o propui. Și un sfat pe care l-am primit și eu în cadrul cursului de scriere academică ar fi: dacă nu știi ce urmează să scrii de fapt în lucrarea de licență, scrie mai întâi o introducere de 300 de cuvinte, ca și cum ar trebui să rezumi tot proiectul tău în doar 300 de cuvinte. Deci ca un fel de introducere înainte de introducerea pe bune din lucrare. E o idee bună pentru că practic îți stabilești în prima o direcție și în următoarele săptămâni în care o să scrii, trebuie doar să urmezi planul ăla. Și ce poți să zici în alea 300 de cuvinte? Mă bucur că ai întrebat. De exemplu, 1 sau 2 propoziții despre problema pe care o abordezi în context larg, 2 sau 3 propoziții despre ce s-a făcut deja în domeniu, ca să zici apoi în 1 sau 2 propoziții cum se încadrează abordarea ta în dezbaterile deja existente și ce vrea să aducă nou proiectul tău. 1 sau 2 propoziții despre studiile de caz, de exemplu romane sau documente istorice sau comentarii de pe Facebook dintr-o anumită comunitate sau ce date vrei tu să aduni. 1 propoziție despre abordarea teoretică și metodologie, unde explici de ce ai ales să le folosești pe astea și nu altele. Dacă poți, 1 propoziție sau 2 despre care te aștepți să fie concluzia proiectului și, în sfârșit, 2 sau 3 propoziții despre importanța proiectului tău, ca și cum ai cere finanțare pentru el, de exemplu. Cred că ajută să te tot gândești la importanța proiectului, pentru că atunci când începi să cercetezi un subiect care poate îți și place mult, e foarte ușor să uiți că relevanța poate nu o să fie evidentă pentru cineva care n-are nicio legătură cu domeniul. Deci asta ar fi introducerea la introducere, pe care poți să scrii ca exercițiu pentru absolut orice eseu și apoi să o dezvolți în ceva mai mare. Dacă trecem la dezbaterea mai largă în care te încadrezi, ziceam că ăsta e momentul să ne demonstrezi că știi despre ce e vorba și să vorbești despre cât de original e proiectul tău. Acum, n-aș lăsa asta să mă copleșească la licență, pentru că o contribuție originală pe bune o să trebuiască să aduci la doctorat, dacă vrei să mergi până acolo, pe când la licență și la master cred că e mult mai important să demonstrezi că știi să analizezi niște fenomene folosind anumite teorii sau metode academice. Totuși, trebuie să ai tonul ăla de uite de ce e importantă contribuția mea și cum o să-i ajute pe alții mai departe. Tot aici e locul în care îți alegi prietenii buni, adică oamenii care au făcut ceva relevant pentru cercetarea ta în domeniul mai larg la care te referi, dar și prietenii foarte buni care au făcut ceva mult mai apropiat de ce vrei să scrii tu, dar de care totuși te distanțezi pentru că
tu aduci o perspectivă nouă. În sfârșit, cadrul teoretic și metodele de cercetare. În funcție de ce facultate faci și de cât de mult s-a vorbit la cursuri despre teorie și metode de cercetare, s-ar putea ca partea asta să se separă un pic mai grea. De aici ne referim la metode calitative de cercetare, dacă faci o analiză nouă a unui text literar, de exemplu, dacă incorporezi interviuri în lucrarea ta de licență, dacă analizezi discursul unui politician sau o politică publică, pe când metodele cantitative de cercetare se referă la date numerice pe care le colectezi ca să testezi anumite ipoteze. Nu o să intru în detalii în legătură cu metodele de cercetare pentru că v-am zis, nici eu nu știu foarte bine cum funcționează toate și când ar trebui să aplici una în locul alteia, am terminat filologie, dar sigur în momentul în care ai ales o anumită metodă va trebui să explici de ce crezi că e cea mai potrivită ca să demonstrezi ce ți-ai propus tu în lucrare. Și la fel și cu teoriile pe care le folosești, adică de ce crezi că ce a zis Bourdieu sau Foucault e relevant pentru ce vrei să demonstrezi tu și poate chiar poți să te gândești dacă există anumite limite ale teoriilor lor pentru analiza ta. Asta poate să fie un subcapitol separat în lucrare de licență, nu știu. Spre final o să vă dau și un sfat jumate pentru care unii profesori m-ar urâ, probabil. Cred că ChatGPT e o unealtă foarte bună pentru cercetare și evident nu mă refer să-ți scrie toată licența, dar, de exemplu, poți să-i spui: hei, vreau să fac o lucrare despre chestia asta. E o dezbatere foarte mare și nu știu exact ce întrebări aș putea să pun pentru licență. Poți să mă ajuți? Sau poți să-l întreb despre metode de cercetare, chestie care pentru mine a funcționat foarte bine până acum. Nu m-aș baza pe ChatGPT pentru informații concrete, gen titluri de cărți sau articole, pentru că tinde să inventeze, dar pentru direcții generale și sugestii e foarte, foarte bun. Și o jumătate de sfat, dacă ai descris un eseu, deci nu o licență, poți oricând să cauți publicațiile profesorului care îți va corecta lucrarea, ca să-ți faci o idee despre ce probabil se așteaptă de la tine și să vezi ce fel de surse folosește. Asta în cazul în care n-ai ce să faci, trebuie să scrii un eseu și poate nici măcar nu te pasionează materia respectivă. Pe când în cazul licenței aș face căutarea asta înainte să-mi aleg coordonatorul ca să mă asigur că persoana respectivă chiar o să mă poată ghida. Bun! Am vorbit tot clipul despre cum să faci o licență cât mai bună și despre cum să-ți convingi cititorii și așa mai departe. Dar ce faci în situația în care nu-ți citește nimeni lucrarea de licență? Pentru că în cele mai multe situații, cred că ar fi ipocrit să nu recunoaștem că asta e realitatea din facultățile românești și o realitate pentru care eu vă zic sincer că n-am fost pregătită în ultimul semestru de facultate. În sensul în care nu mă așteptam deloc să nu-mi citească lucrarea nicio persoană în afară de coordonatorul meu, după ce am gândit-o așa de mult. Deci, în contextul ăsta în care oricum contează doar prezentarea pe care o faci, licenței, de ce să-ți pese? Cred că aici depinde foarte tare de intențiile tale, pentru că poți să scrii o lucrare bună de licență și să o publici, să publici părți din ea în reviste științifice pentru studenți și asta am făcut eu, de exemplu. Dacă faci chestia asta, s-ar putea să ai șanse mai mari atunci când aplici pentru o bursă sau pentru o școală de vară, inclusiv în străinătate, poate, sau poate vrei să-ți transformi lucrarea într-o postare pentru un blog sau poate vrei să faci un video eseu pornind de la lucrarea de licență. Practic e un lucru pe care oricum trebuie să-l faci, dar dacă îl faci bine, s-ar putea să te ajute și cumva asta e o mantră pentru mine care până acum a funcționat destul de bine și a funcționat și atunci când mi-am scris atestatul, pentru că poate nu mi-a folosit foarte mult documentul în sine, dar mi-a folosit procesul și am profitat de procesul ăsta ca să cercetez ceva care chiar m-a interesat atunci. Deci da, ar putea să fie o chestie care chiar să-ți placă și despre care să poți să vorbești, de exemplu, cu viitorii angajatori, dacă e un job pe care chiar ți-l dorești și trebuie să demonstrezi că ești cel mai șmecher dintre candidați sau ceva. Dar, din nou, depinde de tine și sunt conștientă că nu toată lumea face o facultate din pasiune, caz în care, nu știu, ia de aici ce crezi că te ajută să te organizezi mai bine și să nu-ți pierzi mințile, cum ziceam la început. Cam asta ar fi tot ce am învățat eu despre scris de când mi-am predat licența în 2021 și sunt chestii despre care mi-ar fi plăcut să se vorbească mai mult, pentru că atunci când mi-am scris eu lucrarea de licență m-am simțit extrem de singură și, în general, dacă nu ești într-o echipă, cum mi-am dat seama că mi-ar plăcea mie să fiu în viitor, tot procesul ăsta când trebuie să cercetezi ceva și să dovedești că le știi pe toate când de fapt
te simți de parcă nu știi nimic, te alienează pur și simplu. Astea fiind zise, baftă cu licența, cu sesiunea, cu proiectele de cercetare și cu ce mai scrieți voi în perioada asta și ne vedem foarte curând cu conținutul nostru obișnuit despre literatură. Nu uitați de oferta celor de la Surfshark pe care o puteți accesa prin linkul din descriere. Spor la citit și la scris! Pa!